Accident spectaculos de circulație în Suceava, un tir încărcat cu bușteni s-a răsturnat într-o curbă după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Tirul s-a răsturnat pe un trotuar la doar câțiva metri de un parc și a pus la pământ gardul unei case, toată încărcătura împrăștiindu-se în curtea respectivă. Doar norocul a făcut ca proprietarul casei să fie plecat la cumpărături. Când s-a întors, a rămas înmărmurit de ce a găsit în grădină. Peste culturile lui tronau buștenii, dar și bucăți din gardul pus la pământ. Omul și-a pus mâinile în cap, mai ales că peste o săptămână își mărita fata și are oricum cheltuieli mari cu organizarea evenimentului. Din fericire, la ora respectivă nu trecea nimeni pe bucata de trotuar cu pricina. Doar șoferul a fost rănit, însă nu grav, și a primit îngrijiri medicale la fața locului de la cadrele SMURD. Pompierii au intervenit pentru că rezervorul tirului s-a spart și curgea motorină, existând pericolul producerii unui incendiu și al unei explozii. Șoferul tirului spune că un autoturism i-a tăiat calea și el a frânat, de aceea ar fi pierdut controlul volanului. La ce să ne bazi? De la viteză, de la neatenție. Eu tăiat unul cale, nu am avut viteză, aici am curbă cu viteză. V-a tăiat unul calea sau cum? Și ați putut să le evitați, nu? Ați avut încărcătură și v-a tras sau cum? Doamne, feriaște, dacă ne noroceam cum era. Acela cu mașina, nici nu a stat măcar. O văd cum se duce. Păi, venit așa, nu? Păi, am încă și așa, acolo e urmărată să se plecat în geală. Acolo, nu? Da. Am intervenit cu o autospecială pentru descarcerare grea și ambulanța timp de terapie intensivă mobilă, iar la fața locului am fost bucuroși că nu am găsit victime, mai ales că autocamionul încărcat cu masă lemnoasă a căzut, s-a răsturnat în apropierea unui parc în care de obicei sunt foarte mulți copii cu părinții. Conducătorul autocamionului a fost evaluat din punct de vedere medical, iar acesta nu prezenta leziuni grave, astfel încât a și refuzat transportul la unitate spitalicească. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului. S-au luat măsuri suplimentare pentru ca motorina să nu se scurgă în canalizare și să nu fie poluat râul Suceava. Tirul și buștenii urmează să fie ridicați cu un utilaj de mare tonaj.